Pentru contribuția și implicarea în gestionarea și lupta împotriva pandemiei de COVID-19, Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu i-a fost acordată o diplomă de recunoștință. Unitatea medicală a fost premiată cu această diplomă, semnată de președintele Colegiului Medicilor din România, Ana Băleanu. Domnul dr. Coriu a ținut să felicite în mod deosebit medicii de la ATI și boli infecțioase, medicină internă și cardiologie pentru modul în care au tratat pacienții, a declarat Ana Băleanu. Colectivul de medici al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a primit o diplomă de recunoștință din partea Colegiului Medicilor din România. Diploma de recunoștință este pentru contribuția pe care au avut-o în lupta cu pandemia de coronavirus și modul în care au gestionat această pandemie și pentru felul în care au tratat bolnavii. Diploma a fost adusă fizic ieri de către doamna dr. Ana Băleanu, președinta Colegiului Medicilor din Gorj, și a fost înmânată managerului Spitalului Județean. În urmă cu o lună și medicul Tatiana Grecu, coordonatorul compartimentului ATI COVID, a fost decorată de președintele Klaus Iohannis în cadrul unei ceremonii în care au primit astfel de distincții cadre medicale din fiecare județ al țării.